Salutare și bine v-am regăsit pe al doilea cel mai bun canal din România, după Edi Grozavu, evident, și în unele zile și după Edi Joacă, deci practic e al treilea. În cariera mea de a mă da drept fată pe social media, am întâlnit tot felul de plăceri dubioase, aș spune nevinovate, dar nu sunt chiar nevinovate, și am zis că este timpul să aflăm și ce fel de plăceri am eu, mai nevinovate, mai vinovate, și cum altfel să afli asta decât printr-un quiz. Ce fetiși ai în secret? Probabil aș putea să mă gândesc la... Dar evident că nu o să zic pe video chestia asta, dar aș putea să mă gândesc la câteva plăceri pe care le am eu în adâncul sufletelului meu, evident legale. Da, hai să trecem la quiz. Well, have secret fetishes that make us feel stuff others will think we're weird. Voi ce se... Nu, spune, dar m-am gândit mai bine. Voiam să vă zic să-mi spuneți ce fetișuri aveți voi. Dar, sincer, nu vreau să aflu. Deci, mai bine lăsați comentariu cu ok, e destul. Și nu uitați de like. Mersi. Observ imediat când cineva își face manicura sau pedicura. Pot să-mi dau seama imediat că ăsta e pentru fetișul de picioare sau de mâini. Sare destul de nochi. Acum depinde și cum și-a făcut manicura și pedicura. Dacă e o manicură de aia nebună cu unghii roz bombon cu floricele, na, evident că o să-mi sară nochi. Deci ea zice sometimes. Deci care sunt mai bune? Unghiile scurte sau lungi la picioare? Mă tot caut acolo în zona picioarelor. Nu știu, așa dau eu impresia după față. Cut these fangs long, I hate feet. Bă, sincer, chiar nu-mi plac picioarele. Deci chiar o spun eu pe a treia. Poate mă lasă în pace cu picioarele lor. Either on the right person. Să știi că asta nu era. O să zic I hate feet. Picioarele sunt ciudate. Nu știu cum poate să-ți placă picioarele. Dar dacă îți plac, îți plac. Asta e. Do you ask others for skincare regimens? Bă, adevărul e că eu nu prea folosesc skincare. Probabil se și vede pe fața mea. Deci nu. Care este culoarea ta favorită să porți? Aici văd că scrie negru, dar negru nu-i culoare. Cine a făcut quiz-ul ăsta e foarte prost. Port destul de mult negru, dar n-a zice că e chiar preferatul meu. Roșu merge uneori, dar probabil la patra, nu am o favorită. Te-ai întâlnit cu cineva care a fost la închisoare înainte? Bă, sincer, probabil depinde ce au făcut. Adică dacă au omorât pe cineva, parcă... Na, nu prea vrei să fii fostul persoanei alea. A zice, nu știu sigur, fetiș pentru oameni de la închisoare. Este important să ții mâinile moisturized? Well, da. Only in the winter, not really. Nu chiar, pentru mine cel puțin. Care este primul lucru pe care îl observi la alții? Păi, deja o să-și dea seama, dar nu e un fetiș doar pentru că vezi prima oară o chestie. Depinde dacă e un străin, gen, dacă văd un necunoscut, probabil nu o să mă uit la fața lui, în ochii lui, gen, că ar fi dubios. Dacă e cineva cunoscut, prima oară mă uit în ochii lui, la fața lui, probabil ochii, uachii. ar fi foarte ușor să iasă un fetiș pentru ochi. Crezi că femeile should wrestle? Da, evident, dar să fie gen noroi și... De fapt, chiar am mai zis asta pe un video. Mai ales între fete. Nu, între fete ar merge un meci de wrestling. Ok, trebuie să încetez. Trebuie să mai beau niște apă, sunt mult prea însetat. Câte tatuaje ar trebui ca partenerul tău să aibă? Bă, nu prea contează. Probabil depinde și cine, cine depinde de persoană. A zice only a few. Poate tind și spre none, dar nu mă deranjează neapărat. Este foarte important să asculți legile, să fii de partea legilor, să respecti legile. Bă, cred că legile, la fel ca regulile, ar trebui încălcate uneori. Bine, vorbim de niște legi gen treci strada pe interzis. Nu încălcați legi ca omorât pe cineva. Îți place să încerci rețete noi des? Păi nu gătesc. O să zic I don't like cooking. Îmi pare rău, nu sunt fată de casă. Trebuie să ai mereu parte de desert după cină? Na. Poate uneori am not big on sweets. Bă, sincer, chiar nu mă pasionează atât de mult dulciurile. Uneori merg, da. Bă, da, întrebările sunt cam ciudate. Cum să ajung de la fetișuri la bomboane? Only... Dar nu, chiar nu prea mănânc dulciuri după cină. O să zic pe asta, I'm not big on sweets. Ești un fan al tocurilor înalte? Nu știu, mi se pare love them. E cam exagerat, da. Are you OCD about flossing teeth after every
single. Cred că OCD e gen obsedat. Da. Deci ești obsedat de frecarea dinților după fiecare chestie pe care o mănânci? Nu. Mănânci mâncare în pat? Nu, ok. Mănânc destul de des. Nu de fiecare dată, dar mănânc destul de des. Observ când cineva spală vasele de mână și nu folosesc un dishwasher? Hand washing is overrated. La ce se referă observ? Gen mâinile lor sunt într-un anumit fel? Că altfel nu. I don't pay attention. Do you feel that you worship nice muscles on others? Yes. Na, no, nu prea sunt cu mușchii, nici pe fete, nici pe băieți. Dar worship e un cuvânt mare. Aș spune că apreciez pentru munca depusă. O să zic, na. Is it lame când cineva pupă proprii mușchi? Foarte dubios. People seriously do that? Asta mă întreb și eu, de ce? De ce? Bine, am văzut. Adică am mai făcut și o glumă asta. Gen glumă. As a teenager, did you ever get in trouble for staying out too late? Ho-ho-ho! De câte ori? Păi eu în liceu trebuia să mă cul la 10-11 și stăteam la 3-4. Bine, nu mereu, dar se mai întâmpla și venea mama cu cureaua. Bine, glumesc. Mami nu m-a bătut. Se vede. De câteva ori, pentru că nu am fost prins de ea. Ți-a fost vreodată frică de dentist? Bă, n-am mai fost la dentist de prea mult timp. Cred că 5 ani. Și sincer, nu prea îmi place, dar nu m-a spune că e o frică chiar atât de mare. Adică m-a cam speriat ultima oară. Mi se pare că mi-a albit dinți și a fost destul de dureros. Probabil asta. Adică m-a cam speriat ideea de... Nu știu, să-mi taie dinții din rădăcină sau nu știu ce dracu faci la dentist mare. Ai prefera să-i faci partenerului tău un masaj la mâini sau la picioare? Mâini. Lasă că ți-ai aia departe de mine. Care este anotimpul tău preferat? Probabil primăvară. Acum e vară, mult prea cald, nici nu e chestia că, nu știu, e vacanță. La momentul ăsta mi-aleg vacanțele când vreau, deci nu prea contează anotimpul. Și m-aș lua doar după temperatura și zic că primăvara e cea mai bună. Și toamna totuși, parcă toamna e așa mai poetică. Hai să zicem primăvara, că după aia vine vara, unde e cald, dar după toamnă vine iarnă, unde e frig, deci primăvara. Crezi că morurile au mâncare decentă? Bă, ce legătură are asta cu... Na, ei știu, ei sunt experți. Nu mă bag. Păi n-au decât fast food-uri și nu e ca și cum mănânc de la multe. O să zic că e ok. Îmi place să merg la plajă. Adevărat sau fals? Da, e destul de frumos. So true. E puțin cam exagerat, dar o să zic asta, că... Nu e doar ok, e chiar mișto. Observ, mamă, iar s-au întors la unghii. Observ dacă unghiile sunt round shape opposed to being squared. Dacă observ sau dacă prefer una. Probabil observ, dar nu din prima gen. Nu știu, după o perioadă în care am stat cu omul ăla și efectiv mi-a sărit în ochi. Sometimes. Pentru ce Arnold Schwarzenegger, așa a scris el, fain, am înțeles. Mare expert care a făcut quizul ăsta. Famous for. Nu știu exact ce relevanță are asta. Actorie? Ai încercat vreodată pui și waffles împreună? Bă, ce a devenit quizul ăsta? Nu! Împreună, gen în aceeași farf... Pui un waffle și mai puțin și pune și sos pe de usturoi pe waffle. E ca aia cu ananas pe pizza. Cum să pui un fruct pe pizza? Cum să pui ceva dulce pe pizza? Cum să pui pui pe... Da! Do you have a firm handshake? Gen, strângi bine când ai noroc? Aș crede uneori, dacă mă concentrez pe a da mâna. Dacă gen e așa în fugă, probabil fac-o. Și iese puțin cringe, dar de obicei spune că dau mâna destul de bine. Sunt un expert la a da mâna. What the fuck e răspunsul ăsta? Nu chiar pentru că sunt concentrat pe cum se simt mâinile celorlalți. Și totuși dacă stau să mă gândesc, nu, dar mă concentrez și pe mâna mea. Some days are better than others. Foarte frumos zis. Albirea de dinți nu stă, nu, never less. Păi eu încă am dinții albi, nu? Nu știu sigur, de ce sunt eu dentist, de ce? Ok, hai să vedem ce dest avem, ce fetiș avem. Am ochii închiși că gen să nu văd. Deci, plăcerea nevinovată a lui Eddie și sper că legală este... Am înțeles. Este... Bad boy girl. Pentru asta am făcut... quizul ăsta în 25 de minute. Speram să-mi dea un fetiș pentru coloană, unghii, dacă tot m-a întrebat atâta de unghii. Cum adică se... Fetișul meu este pentru fete rele. Mereu ai respectat legile sau regulile. Când ai crescut, ți s-a spus mereu că ești un goody two shoes. Abana ce înseamnă asta, probabil ceva de bine. A spune că da, dar n-a spune neapărat că am fost mereu departe legilor și regulilor. Dar nu, am fost un băiat destul de cuminte la viață. Și acum sunt. For a good boy, girls,
Skull Here. Pentru acest motiv, mereu ai fost atras de opoziția ta. N-a spune sim. De fapt, oarecum sunt atras puțin de opoziția mea, dar n-a zice neapărat că respect eu legile, regulile, bla bla bla. Nu vând droguri pe stradă, dar nici vreun mare înger sunt. You have a fetish for bad boys and girls. Ia zi mă, am un fetish pentru băieți răi și feterele? Am înțeles. Mulțumesc pentru apariție. Acum pot să dormi înapoi. Da, cum ziceam, mă piși pe quiz vostru. Asta a fost episodul. Dacă v-a plăcut, nu uitați de like și subscribe. Nu vă sfătuiesc să faceți quizul ăsta. Mai bine aflați pe cont propriu ce fetișuri aveți. Și să fie legale. Sau nu. Nu prea-mi pas.